a poporului nostru și a părinților noștri. Ea a fost cea din tâi carte scrisă și tipărită în dulcea noastră limbă. Din psaltire s-au rugat părinții noștri credincioși, din ea au cântat ei lui Dumnezeu, din ea și-au luminat ei sufletul și din ea s-au întărit ei cu măgâiere și cu curaj în luptele și muncile vieților atât de frumoase, dar și atât de grele. Fratele Traian Dors are o evlavie deosebită asupra psalmilor, scriind 8 volume de meditații intitulate sugestiv Comoara Psalmilor. Într-adevăr, psalmii sunt o comoară și scrie el, poporul nostru, încă de la nașterea lui creștină, a avut față de psaltire un respect deosebit și o evlavie deosebită. De veacuri, poporul nostru folosește cu credință această sfântă carte, găsind în îndrumările ei lumină, în rugăciunile ei putere și în făgăduințele ei încredere, nădejde și har mântuitor. Îndemnați de gândul și de adevărul că și pentru noi astăzi, ca și pentru urmașii noștri până la sfârșit, cuvântul lui Dumnezeu din psalm rămâne și pe mai departe, ca și pentru înaintașii noștri, un mare ajutor și o mare trebuință. Am crezut că e bine să ajutăm cât de puțin pe cei care au nevoia și dorință de mai multă pătrundere în adevărurile și tainele sfântului cuvânt din psalm, să încălagă nu numai cu inima, ci cu mintea lor. De aceea, am aranjat o scurtă dramatizare despre rolul și importanța psaltirii, ce idee de 3.000 de ani. Ea s-a născut din suflete mărețe, precum a regelui David, și a trăsătat inimile și a schimbat vieți până în zilele noastre. Ea este cartea cea prin care coboară cerul pe pământ, care sfințește Duhul și face inimile una. Cartea cu cele două istorituri a unor mari oameni, a metropolitului Andrei și Aguna și a lui Avram Iancu, pe care a strâns-o la piept și a salutat-o Anuța, mama părintelui Iosif Trifa, cea care avea să lumineze această psaltire părintelui pe când era copil și prin care este scris că va veni mântuirea sa și a multă. Așadar, psalmii au avut o însemnare deosebită atât în zilele regelui Saul, pe firele istoriei poporului ales, cât și pe paginile istoriei unui om ales de Dumnezeu să aducă în țara noastră lucrarea oastei Domnului, părintele Iosif Trifa. Vă invităm așadar să realizăm mai cursime în istoria psaltirii pentru a observa și a aduce în fața copiilor o înțelegere aprofundată a acestea, o dragoste și o prețuire.
ură, să poruncească atunci Domnul slujilor sale care stau înaintea ta să caute un om iscusit care cântă la harpă și când va veni Duhul cel rău trimis de Domnul înaintea ta, acela cântând te va liniști. Atunci caută pe un om care știe să cânte bine, să-l aduceți. Dar vom face, stăpâne. Iată, împărate, am găsit la Isei Betleemitul un fiu care știe să cânte, un voinic și războinic, priceput la vorbă și bărbat chipeș, și Domnul este cu el. Să cânte, ascultați, ascultăm, ce știi să cânti? Ascultă-mi, Doamne, strigătele mele și ia aminte, Doamne purul, dă-ți mai ridicat, pe vrăjmaș să râdă, Tu nu i-ai lăsat. Am strigat spre Tine, Doamne îndurător, Tu m-ai scos din groapă, n-ai lăsat să mor. Înaintea Domnului voi cânta. Binecuvântat este numele Domnului, Cel ce m-a ales pe mine, întărindu-mă cârmuitor al poporului Domnului Israel. Cânta voi și voi juca înaintea Lui. Și am
Troiane. A băut tare mult, dar pare supărat, pare trist, nu știu ce i s-a întâmplat. Dragul meu, băiețel, mulțumesc că m-a ajuns la treburile din curte. Chiar aveam nevoie de apă, Joiana, iar eu m-am luat cu treburile din casă. Joiana l-a bătut, pentru că trebuie să aducă pe lume un alt oraș, la fel de năstrușnic ca cel pe care l-avem deja. Da, mamă, dar să știi că eu nu vreau alt oraș ca acela. Știi, el face multe rele prin curte. Odată mi-a răsturnat gălectușa cu apă când a lovit cu piciorul. Mi-a fost puțin teamă, dar până la urmă l-am alungat. Așa este, dragul meu. Este un oraș cam periculos pentru tine.
să o prețuiești mai mult ca pe orice avere din lume, că ea va fi mulțumirea ta și a mărturilor pentru tine. Mama, creșterea bună din casă, casa de la Ierihon. Mama, Acatiz, Psaltirea, înțeleg că moștenirea mamei e mai scumpă ca toate. Dacă aș fi pierdut-o, nimic nu s-ar fi ales de toată învățătura mea. Învățătura mea a intrat în arhia cea adevărată a credinței. Mama, conturile ce a făcut, a apăsat urma credinței în ceara tânără a sufletului inimii mele. Toată știința, învățătura, a întărit numai ceea ce mi-a lăsat mama, credința. Alvia, mama mea credință, știința numai ca atâncită. Mi-a dat făcate cu scoarțe grase, veche, era Psaltirea. N-am înțeles dar eu. Azi înțeleg moștenirea. Mi-a dat o carte. Îmi temea viitorul sufletului meu. Știința pusese odată această carte, o aruncase într-un foc. Azi, adevărata știință a pus-o în fruntea tuturor. În biblioteca mea am pus Psaltirea mamei în fruntea tuturor. Isus Hristos.